Liviu Rebreanu, romanul Pădurea spânzuraților. Inspirat din tragedia reală a fratelui scriitorului, sublocotenentul în armata austro-ungară Emil Rebreanu, condamnat la moarte și executat prin spânzurare pentru încercarea de a traversa frontul în scopul de a se armatei române. Fragment din roman. Deseori cu cartea pe genunchi, gândurile îi se întorceau în urmă, scuturând momentele trăite, scormonind cauzele. Atunci toate faptele, gesturile și dorințele lui îi păreau meschine, egoiste și chiar ridicole. Cum l-au indignat, în spital și după aceea, vorbele și întâmplările care nu se potriveau cu așteptările lui. Cum a împărțit întreaga lume în două felii una de iubire și alta de ură. Acum aș dădea da seama că iubirea adevărată, adâncă mântuitoare, n-a cunoscut-o, ci numai ura, sub diverse forme. I s-a părut că îi sunt dragi toți cei de un neam cu dânsul. Și îndată ce n-a găsit în inimile lor ura lui, dragostea s-a împrăștiat ca pulberea în adierea vântului. Iubirea adevărată nu moare niciodată în sufletul omului. Bal însoțește și dincolo până în sânul nemărginirii dar iubirea nu poate prinde rădăcină în inima mânjită de ură și în el ura trăia mereu ca un cui ruginit uitat în carne vie ochii lui apostol se zvârcoleau în lacrimi cu licăriri disperate așteptând parcă izbăvirea supremă de la omul din fața lui Crede, apostole, și Dumnezeu va coborî în inima ta când va bate ceasul și nu te va părăsi în vecii vecelor. Vreau să cred și niori îmi simt ființa curată și primitoare ca un potir, dar zădarnic implor și zădarnic bat la toate porțele. Nimeni nu-mi răspunde. Cred, cred, părinte, toate fibrele inimii mele numai credință răvnesc chiar și când mă sfâșie îndoielele și întrebările. M-am războit cu ispitele urii și le-am izgonit din sufletul meu. Sunt în stare să mă umilesc, să mă înjosesc, să-mi presar cenușă pe cap, numai să dobândesc un strop de credință neclintită. Mă plimb veșnic între două prăpăstei, veșnic, veșnic, Prăpaste afară, prăpaste în sufletul meu, și la fii ce poticnire mă uit în fundul prăpăstilor. La fii ce poticnire. Și așa a fost totdeauna. De câte ori mi-am dat seama că omul nu poate merge singur pe drumul veții, fără o călăuză sigură. Și totuși, mereu am încercat. Dar drumul veții e plin de răscruci și la fii ce răscruce am fost silit să mă opresc, să chipzuiesc, și niciodată n-am nimerit calea cea dreaptă. Și m-am întors înapoi și nici înapoi n-am cunoscut drumul pe care am pornit.